vorbești mai tare? Nu. Dar și nu suni oficial de pe telefonul penitenciarului? A, asta e maxim și poate să audă el, da? Da. Dar hai dar povestește, eu dau eu sunetul mai tare din, cumva, din computer. Da, mă înțeleg. Zic că înregistrez așa cum este. Da, dar nu știu cum este motivul să și mă doar, dar... Deci la închisoarea 18 la Brănești? Da. Doi deținuți în semn de protest și-o tăiet venele. Da. Dar și îi deranjează? Dar pe ea că m-ai sunat pe mine, cum nu-ți dă voie de sunat? Nu ți-o dat, amul ea nu de, amul... A, până amul nu a dat voie să sune nimeni, da? Nu. Oho. Puri, știi, ca picul, puteam fi și un pic voie. Dar și-ai zis că nu-ți dau pat sau ce, dormi pe jos oricum? Da, dar nu, el la doilea oară, la doilea iară, dar prea n-am și m-a pus vara acolo, nu știu, e prea înalt patul și nu poți să sui acolo? Da, și mă doare câtinarea și eu îmi des mică. Dar și nu are saltea, e patul fără saltea sau de ce doare schinarea? Da. Dormi așa pe scânduri? Da, aproape și așa. Oho. Și zici că ai vorbit, ai cerut de la administrație și nicio reacție. Oho. Și la medic te-ai plâns că te doare schinarea? Și degeaba. Dar cum îi cheamă? Șef penitenciarului, pe medicul? Nu știu eu, dar e pe de și nu eu câte ori am zis, dar ești capul mă, ești și nu e de din cap, dar ești capul mă tare și am zis și el nu este, trombonul este, dar este numai nu mai știu, trombonul. Dar pe capul de și te doare? Te-ai lovit sau ce ai? Da, nu prea să înțelege, de mântuială v-a dat telefonul și ala, nu prea să înțelege nici ce spuneți voi acolo. Dacă așa l-a dus. Dar nu este un procuror să vă plângeți pe condiții? Nu, eu am scos procurorul. U scos procurorul? Da. Da. Și ce-a făcut aici ca și-o tăiet venele? Stau la spital undeva, nu, stratează? Nu, l-a dus la spital. L-a dus la spital? Am uia, dar l-a dus la aici, la Arghie. Dar pe unde la Orhei? A, în spital civil, nu l-a dus la pruncul la spitalul închisoare. Da. Aha, aha. Ei bun, o leacă la libertate așa de anul nou. Nu mai e, s-a mai adus. O leacă l-a pansat și l-a dus înapoi, da? Da, ești. A, puneat, nu. Nu-i bun. Hai că eu am înregistrat, dar și public, asta își tragem semnal de alarmă că la închisoarea Brănești oamenii protestează cu sânge. Bun, Evgenie, atâta pot și eu să fac. Noroc. Da, mai, noroc. Noroc. Apel din închisoarea Brănești. Și aproape deloc nu se aude.